Vreau să salut un lucru extrem de important pentru noi ca suceveni și o spun din două motive. Odată că Suceava ca județ este partener cu două regiuni din Ucraina, atât Cernăuțe cât și Ivano-Frankivskul, și în al doilea rând prin prisma faptului că pe Suceava ca teritoriu trăiesc foarte mulți ucrainieni, sigur români, dar de etnie ucraineană și respectiv români dincolo la Cernăuți. Și vreau să salut faptul că ieri înțeleg că guvernul Ucrainei a aprobat proiectul de acord de asociere cu Uniunea Europeană, chiar dacă n-a fost un element foarte ușor, dar cred că este semnalul prin care Ucraina practic arată categoric drumul său european, arată dorința acestei țări vecine cu noi că își dorește într-o perioadă de timp să fie parte a Uniunii Europene. Și lucru important este că s-a aprobat în unanimitate acest document în cadrul guvernului ucrainian și aștept și eu cu multă nerăbdare ca la Vilnius, în cadrul Consiliului European care va avea loc în această toamnă, acest acord să fie ratificat și de către Uniunea Europeană, iar acest calendar, care nu va fi ușor, vor fi câțiva ani de aderare efectivă, să-l putem începe de pe acum. Vreau să spun că în ceea ce ne privește ca și județ la frontieră cu Ucraina, vom încerca și cred că am reușit și până acum să întărim relațiile dintre administrații, să mergem mai departe într-o colaborare între alte categorii, în special cetățeni, agenții economici, dar și ONG-uri, așa încât să putem, și cred că este dorită experiența noastră, să furnizăm elementele de risc, ce am greșit noi atunci când am fost în proces de integrare și, evident, ne dorim împreună ca procesul efectiv de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană să fie cât mai scurt. Practic, e o veste extrem de importantă și pentru noi ca Bucovina, pentru că în felul ăsta, iată, reîntregim și un spațiu istoric. Vom fi în aceeași tabără și noi, Bucovina din partea de sud și Bucovina din partea de nord, vom fi din nou, de fapt, întreaga Bucovina în același loc.